frugerea dreptului. De ce? Vă dau un singur exemplu ipotetic. Foarte scurt, dacă... să-i dăm cuvântul și domnului Vereș. Am rămas dator și față de dumnealui. Haideți, domnule Vereș, și apoi ascultăm, da, și opinia mea, domnului Macarie. Bătălia se va da între doi candidați. Chiar din primul tur. Dacă vor, cei de pe partea dreaptă, unde poate, spun că există posibilitatea ca și noi să ne raliem, vom reuși să ne unim în așa fel încât să dăm din primul tur un singur candidat. Bineînțeles că scorurile înregistrate în aceste alegeri vor conta foarte mult. Vom vedea după ziua de duminică fiecare partid pe ce zestre se bazează. Cu ce procente vor veni în această structură mai largă de dreapta. Cât mințați că va scoate PNCD-ul? Noi, după ultimele sondaje pe care noi le-am făcut, suntem între 5 și 6%. Așadar, cred că vom depăși pragul de 5%, dar contează foarte mult și 1% în alegerile prezidențiale. Eu vă amintesc faptul că în 2009, PNCD-ul a fost singurul partid, bineînțeles, în afară de PDL, care l-a sprijinit pe Traian Băsescu în alegeri. Iar noi, cu voturile noastre, am înclinat balanța. Traian Băsescu a câștigat la 60.000 de voturi față de domnul Geană, nu? Noi am avut mult mai mult de 60.000 de voturi care s-au dus spre candidatul Traian Băsescu. Așadar, 1,80 și cât a fost, la sută, a dat președintele României. Deci, și acum putem avea un cuvânt de spus, dar v-am spus condițiile noastre mai devreme și sper că vom merge chiar din primul tur cu un singur candidat. Să nu fim puși în postura de a-l avea și pe Mihai Răzvan Ungureanu și pe Clin Antonescu și eventual pe Elena Udrea, Predoiu și așa mai departe. Asta diminuează șansele noastre de a câștiga. Și când spun șansele noastre, mă refer la Dreapta Unită. Bun, aici vom avea de a face cu o luptă a orgolilor care nu știu cum se va încheia, va fi interesant de urmărit. Care credeți că va fi prezența la vot duminică? Am de făcut un singur răspuns la ceea ce spunea domnul președinte al PNCD-ului în spiritul realității. Vreau să vă reamintesc că NAS în 2009 nu era în PNCD-ul, iar în 2009 existau trei formațiuni PNCD-ul. Era o bătălie acerbă. Eu eram în PNCD în 2009. Era o bătălie, atunci bătau, nu, în PNCD-ul în 2009 se băteau trei formațiuni pentru puterea în PNCD-ul, da? Exista și Ciorba, exista totul. Iar cele 60.000 de voturi, nu, vreau să vă spun următorul lucru. Cele 60.000 de voturi de care vorbiți NAS nu au fost ale PNCD-ul. Ca analist, pentru nu, mă lăsați să termin. Nu vă las pentru că spuneți o prostie. Nu, cred că vă PNCD-ul a avut întotdeauna o singură linie legală. Nu, a avut trei formațiuni care s-au bătut. O singură linie legală, rețineți, trăiți într-un stat de drept. Deci legalitatea se respectă și atunci când e vorba de partide politice sau de orice alt domeniu. Deci vă rog foarte mult, nu ceți discuția în derizor și nu... Dar mă duc în derizor, vă prezint realitatea. Deci cele 60.000 de voturi au venit din afara României, la românii de dincolo care au hotărât viitor și știți de ce vă spun? Vă spun scorul partidului. Haideți să vă contrazic, să vă spun de ce. Cum a fost seara? Amintiți-vă că seara, da? Președintele României era cineva, da? Asta știați dumneavoastră, nu știam că nu e așa. Puteți acum încerca, vreți să venim cu alte canali sportivi? Mă rog, nu știu în ce măsură este relevantă. Problema este următoarea, trebuie să prezentăm realitățile. Eu înțeleg că dânsul vrea să crească PNCD-ul. Un partid care a fost la guvernare în 1996-2000, și că a adus țara în dezastru, pentru că a condus CNDR-ul. Eu vă spun că nu este retorică, eu vă spun realitatea. Îmi pare rău că tot să spun realitatea. PNCD-ul n-a adus niciodată țara în dezastru. PNCD-ul a deschis ușile pentru NATO, pentru Uniunea Europeană. Vă rog foarte mult să aveți respect pentru acest partid care stă pe omeria zeci de mii de morți în țara asta. Da? Păi foarte mult de bani. Și părerea mea o stă. Deci, pentru că reprezintă patrioții români. Eu nu vă întrebat despre doctrină. Nu, dar vorbim așa. Ce doctrină aveți dumneavoastră? Că aș fi curios. Patriotică. Da, noi suntem, respectăm patriotismul. Noi respectăm patriotismul. Deci nu există. Ori sunteți social-democrați, ori sunteți creștin-democrați, ori sunteți liberali, ori sunteți conservatori, dar nu știți ce sunteți. Cum adică nu știți ce sunteți? Păi spuneți. Păi noi suntem în 1991. Suntem. Înțelegeți? România mare a respectat. Vreți să spuneți că nu există... 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 Vreți să spuneți că nu există...
Continuatorii PCR-ului ca toți ceilalți. Asta este părerea noastră, da? Veniți acum și spuneți de PCR. Păi noi suntem cei care niciodată n-am mers la Ciolan. N-ați să v-ați dus la Ciolan. Și cât ați fost 4 ani de zi, ați guvernat România prost. Nu, ați guvernat prost. Ați guvernat prost. În 2000 ați ieșit de la guvernare, n-ați mai existat ca partid. V-ați certat tot timpul pentru cele trei formații. Nu, dar nu m-ați spus așa. Eu discutăm așa. Doctrina naționalistă a existat. Doctrina naționalistă există și va exista întotdeauna. A fi viitor. Viitorul este următorul. Viitorul este că dacă nu Le Pen acolo și faceți treabă, bine. Nu, noi nu suntem cu Le Pen. Vedeți că în momentul ăsta jigniți. Am impresia că politica noastră se duce. Nu, eu nu mai am spus în realități. Nu, vă spun următoarea chestie. Care s-a perpetuat. Nu, nu mai încercați să scoateți pe niște lucruri pe care nu le aveți. Fiecare partid care s-a aflat la guvernare la un moment dat. Nu, în afară de PNL. Partidul România Mare n-a fost la guvernare. S-a plătit într-un fel. Bineînțeles, sperăm că și acum cei care